o fată, dar eu știu mai multe fete în asemenea situație, se întreabă dacă a avut un vis cu un băiat. Sau poate cineva s-a dus și a întrebat pe Domnul cu privire la un băiat și a avut un răspuns, o prorocie mai generală, cauza care ai pus-o, mi-ai primit aprobare, du-te înainte. Dar băiatul ăla nu vine să o ceară în căsătorie, cum i-am învățat în seara asta, să spună, dragă, uite ce am în plan. Și fata asta poate să spere și să viseze și să clădească și să dureze toată povestea ani de zile. Se poate întâmpla băiatul să se căsătorească și să apară tragedia. Am întâlnit situații în care el era mire și ea spunea, asta o să moară și tot a meu-i, nu a murit încă. Fetelor, în Ieremia scrie, cine a avut un vis, să știe că e doar un vis și să nu confunde grâu cu paile. S-ar putea acel vis să fi fost, să se născut din mulțimea gândurilor, s-ar putea să fie și o îngăduință de la Domnul pentru a fi testat. S-ar putea chiar să fi fost un plan al Domnului, dar s-ar putea băiatul să nu fie de acord cu acest plan. În asemenea situații o recomand, asta și la băieți care spun că a avut un, pare în plan o fată, dar fata asta spune nu, voi nu poți sta lângă ea 10 ani. Te rogi câteva luni, mergi și o mai întrebi o dată, eventual mai te rogi câteva luni sau săptămâni și o mai întrebi o dată și gata, o murit, îi facem un părăstat și am terminat. Nu stăm lângă mort o viață întreagă. Adică recomand fetelor în asemenea situații să fiți deschise și pentru o altă relație. Da, dacă băiatul, repet, nu vrea să se încadreze în acest plan al Domnului. Mă rânduie Domnul altul pentru tine. Dar este bine să nu păstrezi iluzia asta ca o taină a ta, să mergi să o împărtășești și cu alții. Să se roage, să mai ceară un sfat. Dar în principiu, nu este bine să se aștepte ani de zile fără ca să fie elucidat un asemenea plan. Pentru că anii trec, vârsta nu stă în loc. Nu este greșit la nevoie să-ți discute cu băiatul, să fie întrebat cineva. Cum spuneam, discuți cu un frate slujitor sau cu părinții, uite, și băiatul acela să fie întrebat cu înțelepciune dacă are vreun plan, vreun gând, dar trebuie să fim sinceri. Asta ne ajută. Și în rest, să se meargă mai departe. Acum vă spun eu, fetelor, până nu v-ați căsătorit și nu v-ați dăruit, chiar dacă ți se pare că te-ai legat sentimental de un anume băiat, fii liniștit că atunci când vine altul, te poți lega și de altul. Și așa o să-l uiți pe ăsta de să zici că nu-ți mai amintești. Și nici nu-i bine să-ți mai amintești.